Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată Europa și ceva din întreaga lume se uită la turul Franței, când e să fie turul Franței, dar avem și noi în România. Avem și noi turul Franței? Avem și noi turul României. Nu e vorba să se organizeze ceva turul Franței și în România la un moment dat? Plecarea, da. Da. Nu? Da, dar e greu să... E greu, a? Înțeleg că ține de valoarea turului local, valoarea, ca să spun așa. Și de asfaltat, cred. Da. Deci turul României, asta e, avem turul României, sunt acum, se desfășoară în perioada asta până pe 11 septembrie, sunt mulți cicliști înscriși, vreo 130, din multe țări, o grămadă de țări, Spania, Columbia, China, Irlanda, Noua Zeelandă, tu ai seama ce înseamnă să... Participare internațional. Vii din Noua Zeelandă, mă duc să fac turul României din Noua Zeelandă, știi? Da. Știi că sunt foarte pasionați. Da, am văzut pe șosea. Da. Da. Premii, 10.000 de euro, mă rog. Deci asta e. Deci se desfășoară chiar în aceste zile cu unele dificultăți, la drept vorbind, în sensul că bieții cicliști au început să cadă pe capete când au ajuns în zona Ambud Petin din Satu Mare. Cum? De ce? În zona Ambud, linioară Petin. Ambud Petin. Da. Ambud Petan. Da. Din cauza șoselei decopertate. Deci acolo e modelul românesc, se frezează ca să se repare. Deci se frezează, dar decopertarea... Eu nu reușesc să înțeleg. Decopertarea asta mă parcă ia prin surprindere pe toată lumea. Adică, ca să refaci covorul asfaltic, nu? Sunt două etape. Prima etapă, se scoate covorul vechi. Etapa a doua, se pune covorul nou. Înțelegi? Da. Noi reușim, suntem foarte mult la prima. Adică noi reușim să scoatem covorul, dar nu reușim să-l mai aducem înapoi. Să lăsăm și canalele ridicate, da. Știi? Deci nu înțeleg, adică este evident. Bă, dacă ai decopertat, trebuie să și copertezi la loc, lăsat un timp de copertat. De ce? Să se usuce, habar nu-mi dau seama. Săptămâni, da? Luni, în unele... Adică atunci când se organizează toată treaba, știi? Da. Nu reușesc să gândească ce se întâmplă. E ca și cum noi ne-am apucat să facem o tocăniță și după ce am căli... Legumele? Da. Terina, morcovul, nu știu ce, am zice gata, așa cum noi ce să cumpărăm și noi. Carne. Alea. Nu, serios, mă depășește faza asta oricum. Deci asta este șoseaua frezată acolo și cicliștii ei săraci mergând, biciclind pe șosea, au dat în grob și au căzut. Sunt au dat o probă de slalom, de fapt. Nasol. Asta e. Consiliul Județean Satu Mare, care trebuia să termine lucrările înainte de începerea turului României, spune că n-a avut bani. Adică a avut bani să decoperteze, dar n-a mai avut bani să coperteze, cum să înțelegi. Și atunci de ce decopertezi până nu ai banii și decopertat? Adică ai banii de decopertat, trebuie banii și de copertat. Numai o mulțime de probleme cu decopertatul ăsta. Da. Ai văzut că și în pasajul Unirii în București, cred că au decopertat puțin. Da, acolo cred de că s-a strâmtat. Nu, acolo cred că au pus prea mult asfalt. Deci mai bine le dau și la ăștia din Satul Mare. Da, altfel, emoție mare în Bistrița Năsăud, de exemplu, un alt județ prin care urmează să treacă cicliștii. Ia care uzi, scapă de ce îi așteaptă. Da. Aici unii primari de pe traseul plutonului se organizează frumos să facă manifestații în centrul comunei, când trec bicicliștii, să le arate, să le dea cu salut, să le pună bannere și așa mai departe, dar și le-au cerut localnicilor să curețe șanțurile din fața casei. Iată mesajul transmis de domnul primar Vlăduț Purja din comuna Pârlișua. Am vrea să salutăm pe domnul primar, care, iată, are spirit gospodăresc. Citez. Apelăm la spiritul dumneavoastră civic. Se adresează primarul din Pârlișua, Pârlișuanenilor. Apelăm la spiritul dumneavoastră civic și la mândria de oameni gospodari de a vă cosi și a vă curăța șanțurile din dreptul proprietății dumneavoastră. Adică măcar în Pârlișua să cadă cicliștii pe curat. Da. Deși 32 de minute s-a mutat turul României. Da, e Târlișua, nu Pârlișua. Cu T de la Tudor. Este așa, da. E Târlișua, nu Pârlișoara. Da, și nici Pârlișoara. Noi vom urmări însă peripețiile caravanei aici la Deșteptare. Astăzi, bună oară, se pedalează de la Bistrița la Târgu Mureș, 169 de kilometri. Mă, ce tare! Prin ce sate? Nu știm. Apoi trebuie să vedem mâine, trebuie să le citim. Ne-a trimis cineva o înregistrare video și din ce văd, la un dat se oprește traficul ca să treacă oamenii ăștia. Păi eu știu că... Eu n-am văzut nicăieri trafic în turul Franței. Ați văzut vreodată trafic oprit? Practic nu există. Se merg printre mașini. Păi nu merg printre mașini. Și la noi se oprește. Nu, dar în turul Franței nu sunt mașini pe stradă oprite. E închis traficul cu totul.
Ala, nu erau trase pe dreapta? Păi eu așa am înțeles din ce m-am prins aici. Sunt un pic trase pe dreapta. Și sunt motocicliști de poliție frumos, dar ai văzut când ia virajul ce firesc ocolește groapa care se vede. Da. Cineva o filmare. Bravo, se vede ciclistul, nu știu ce, escortat de doi motocicliști, dar ocolesc așa frumos groapa aia. Bă, firesc, noi avem... Ce înseamnă experiența. Da, la noi se conduce... Adevărul că dacă ești șofer în România și nu știi toate gropile de pe traseul tău uzual, da, înseamnă că n-ai ce căuta. Pe mine mă mire neamțul ăsta de a câștigat ieri, de a zis Luca. Da. Carsten. Îți dai seama că aia sunt... Mai ai și noroc în viață. Da, e adevărat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.